Pentru câteva mii de elevi din județul Hunedoara, școala a început cu o serie de disfuncționalități. Elevii din 22 de unități școlare au fost relocați în alte unități de învățământ, deoarece școlile lor sunt încă în plin proces de reparații și modernizare, lucrările fiind ori cu termenul depășit, ori abia la început. În majoritatea școlilor unde au fost relocați, elevii se învață pe două schimburi, mai precizează reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Avem 22 de unități în această situație, vorbim de unități de învățământ care sunt cuprinse în proiecte ample de reabilitare și care, bineînțeles, presupune și timp. În toate aceste situații, autoritățile publice locale, împreună cu colegii noștri directori din unitățile de învățământ învecinate, au identificat soluții optime pentru desfășurarea activității didactice. Pot să spun în acest moment că toți elevii din județul Hunedoara beneficiază de cele mai bune condiții posibile. Sigur că este un efort din partea tuturor celor implicați, în primul rând colegii noștri, directori, directori adjunți, cadrele didactice, întregul personal din fiecare unitate de învățământ, cu sprijinul autorităților publice locale și în această perioadă aceste lucrări sunt în derulare. Pentru fiecare proiect există, bineînțeles, un contract cu un termen de execuție a lucrărilor. Sunt multe situații în care acest termen este finalul anului 2023, chiar și pentru unități din municipiul Deva, dar și din întregul județ. Pentru alte unități de învățământ termenul este mai mare pentru că au început în acest an aceste lucrări de reabilitare. La Școala Europeană Andrei Șaguna din Deva, termenul de execuție a lucrărilor a fost depășit. Așa că doar în iarnă elevii vor beneficia de condiții și dotări moderne pentru clasele lor. Până atunci noi suntem în relocații ca și în anii ăștia doi. Gimnaziul este în progresul cu ore de dimineață. Ciclul primar este la Liceul Tehnologic Grigore Moisil cu orar de dimineață, iar grădinița este la Liceul Teoretic Teclaș Gabor. Mergem să preluăm laptopurile și imprimante și așa mai departe. Mobilierul pentru clădirea ciclului primar este deja montat. Tablele inteligente sunt deja pe perete. Deci, clădirea e avansată a ciclului primar. Însă am decis să ne mutăm toți odată și asta va fi în iarnă. Cert este că sacrificiul elevilor și supărarea părinților vor lua sfârșit odată cu finalizarea lucrărilor la cele 22 de unități școlare, unde vor beneficia de condiții de nivel european. Cu siguranță, situația se va repeta și anul viitor, la alte școli pentru care primarii au accesat finanțări de modernizare și dotare.